doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit! Sunt Alina Rad, iar în această seară, la dezbaterea noastră electorală Europa încotro, am alături de mine doi candidați la alegerile europarlamentare, cărora le spun bună seara! Bună seara și bine ați venit, domnilor! Bună seara! Domnul Cristian Terheș, candidat la europarlamentare din partea PSD cu sprijinul PNCCD și domnul Adrian Popan, candidat la europarlamentare din partea PMP. Bună seara! Domnilor, prima întrebare. De ce v-ați înscris în cursa pentru alegerile europarlamentare? Care a fost motivul, care a fost imboldul care v-a trimis în luptă? Domnule Terheș, în cazul meu, răspunsul este foarte scurt. N-a fost o înscriere din partea mea, a fost o propunere care a venit din partea Partidului Social Democrat și a PNCCD. Atunci, reformulez, ce v-a determinat să acceptați propunerea? A fost o propunere care a venit din partea dânșilor și am acceptat-o. Pentru că în discuțiile cu dânși am mai spus public lucrul acesta, am întrebat ce doriți concret de la mine, dat fiind faptul că am fost plecat din România de peste 16 ani în Statele Unite și cum credeți că aș putea să ajut România. Iar răspunsul dânșilor a fost simplu, dorim să faci din Parlamentul European exact ceea ce ai făcut și din Statele Unite, să te bați pentru ca România și drepturile românilor să fie respectate în Europa și acest lucru am să-l fac. Acesta e și motivul de fapt pentru care am acceptat propunerea de a candida la aceste alegeri europarlamentare. Domnule Popan, aceeași întrebare. Da, să știți că pe lângă propunerea care a venit și spre mine din partea partidului, am acceptat-o cu dragă inimă pentru și o privesc ca și o oportunitate pentru o dezvoltare personală a mea. Politicile europene sunt politici care ar însemna o anumită pregătire și astfel îmi conferă posibilitatea să aprofundez puțin politicile europene pentru că așa cum e și sloganul nostru, Uniți în Europa, românii sunt peste tot în Europa și ca atare trebuie respectate drepturile lor. Un europarlamentar reprezintă interesele aproximativ 500 de milioane de cetățeni europeni. Dacă ați ajunge în Parlamentul European, în ce comisie credeți că v-ați găsi locul cel mai bine? Care ar fi domeniul de activitate, sectorul în care ați avea cele mai multe inițiative legislative, propuneri? Domnule Popan, începe cu dumneavoastră. Aici, dacă îmi dați voie să fac o paralelă cu pregătirea mea profesională, ca și inginer și cel care am pilotat proiecte și programe de investiții, cred că m-aș regăsi foarte bine în partea de investiții și dezvoltare în Comisia Europeană. Și este unul din levierele importante cu care România poate să dezvolte. În politica pe care o faceți la nivel local sau național, știu că dumneavoastră marșați foarte mult pe bunăstarea sistemului de educație și a sistemului de sănătate. Acum, la nivel european, nu stau rău așa la nivel macro, dar ar fi anumite chestiuni pe care le-ați abordat și pe aceste paliere? Sigur, cu siguranță și vedeți că se tot vorbește de spitale regionale. E un atu pentru noi ca să atragem fonduri structurale și de coeziune ca să dezvoltăm sistemul de sănătate. Iar unul dintre lucrurile pe care trebuie să ne îngrijim este realizarea acestor spitale regionale care vor asigura asistență medicală de înaltă calitate, așa cum găsim în toată Europa. Pentru că dacă vrei o societate performantă, trebuie să ai oameni sănătoși, în primul și în primul rând, și pe care să-i protejezi cu un nivel de siguranță adaptat. Domnule Terheș, ar fi palierele pe care v-ați înainte axa de a răspunde direct întrebării cu privire la comisiile din Parlamentul European, vreau să fac o precizare, o corecție, aș spune. Spuneați că un europarlamentar reprezintă circa 500 de mii de cetățeni europeni. 500 de milioane. 500 de milioane. În cazul meu, reprezint România și pe români. Este motivul pentru care am lăsat Statele Unite să vin în România și să candidez pentru aceste alegeri europarlamentare și cu gândul la obiectivele lor, la bunăstarea lor, la oportunitățile lor, la drepturile și libertățile lor, cu gândul acesta merg în Parlamentul European și pe ei reprezint. Că după aia discutăm despre politici europene, despre alte situații, e ok. Dar obiectivul principal pe care l-am ca viitor europarlamentar este să lupt, să pledez, să militez pentru drepturile și libertățile românilor și eliminarea acestui dublu standard pe care îl vedem din partea birocrației europene că se practică cu privire la România și la români. Cu privire acum la întrebarea pe care mi-a spus-o vis-a-vis de comisie. O comisie
că poți să fii parte, membru plin într-o comisie și după aia membru supliant într-o altă comisie din Parlamentul European. Comisia în care aș dori să fiu membru plin va fi fie Comisia Libe, fie Comisia de Politică Externă. Comisia supleantă va fi una dintre cele două, dacă nu pot să prind, ca și membru plin. Plus, mai sunt câteva, o comisie, mă rog, undeva la locul 4-5 pe listă ar fi, Comisia de Petiții, de exemplu. Este o comisie care, din păcate, este necunoscută de către foarte mulți români, unde, exact cum ai Comisia de Abuzuri, de exemplu, din Parlamentul României, unde orice persoană, orice cetățean român din România se consideră abuzat, poate să scrie aceste comisii de abuzuri din Parlamentul României să cerceteze abuzul respectiv. Există o astfel de comisie în Parlamentul European, Comisia de Petiții, unde un cetățean european, în cazul acesta, poate să trimită o astfel de petiție și să fie soluționată. Așadar, obiectivul meu principal este de a identifica o comisie din care să fiu membru plin, de unde pot să sprijin cu adevărat protejarea, promovarea și apărarea drepturilor românilor. Când spunem Uniunea Europeană, ne gândim de foarte multe ori, în primul rând, la fonduri europene. Știm cu toții ce înseamnă, ce mult înseamnă și ce mult au însemnat pentru România, pentru români, pentru investitori. Știm aici, în plan local, în Sălaj, cât de multe beneficii au adus comunităților locale, comunelor, orașelor, diferitelor localități, fondurile europene atrase de către edili. În cazul în care veți ajunge în Parlamentul European, ce considerați că ar trebui făcut pentru ca România să atragă cât mai multe fonduri europene? Pentru că acestea sunt, până la urmă, substanța unei dezvoltări. Sumele proprii pe care le avem în bugetele locale, în bugetele naționale și așa mai departe nu sunt suficiente și constatăm asta în fiecare an când se întocmește bugetul. Domnule Popan, știți foarte bine treaba asta, sunteți consilier local, deci vedeți acolo cum se numără și cum se împart banii. Da, așa este. Știți cum? Trebuie întâi să conștientizăm faptul că locul nostru este în Europa. Este obligatoriu și datele statistice, o să-mi dați voie să vă dau citire câteva concluzii. O comisie națională de prognoză a realizat o evoluție cu privire ce ar fi însemnat economia României cu fonduri europene și fără fonduri europene. Și sunt câteva date extrem de importante. De exemplu, PIB-ul României în momentul de față este cu 10,6 mai mare decât ar fi fost în absența utilizării fondurilor europene, un lucru extrem de important. 8.219 firme au beneficiat de fonduri structurale și de coeziune. În perioada 2007-2016 și-au încheiat contracte în valoare totală de 28,68 miliarde de lei, din care 14 miliarde sunt fonduri europene. Asta înseamnă un profit pe firmă de 1,7 milioane de lei, extrem de important. S-au creat 41.514 locuri de muncă cu atragerea acestor fonduri europene. Productivitatea muncii este mai mare cu 3,1 mai mare ca și în scenariul fără fonduri europene. De asemenea, rata șomajului a fost cu 3,1 puncte procentuale mai scăzută ca și, cum spuneam, scenariul fără fonduri europene. Estimarea cu privire la rata de ocupare indică o majorare cu 3,8%, creșterea acumulată a exporturilor și a bunurilor, exporturile românești pe piața comunitară a ajuns din 2006 la un 68%, la sfârșitul anului 2017 la 86%, importurile românești în Uniunea Europeană 62% în 2006, iar la sfârșitul anului 2017 88%. Sunt barometri care ne convinc și aceste lucruri trebuie promovate spre cetățeni ca să înțeleagă importanța participării noastre la Uniunea Europeană. Sigur, pentru a atrage fonduri europene, este extrem de important să fiabilizăm sau să optimizăm mecanismele care ne ajută să atragem aceste fonduri europene. Și aici parlamentarii PMP vor pleda pentru o debirocratizare a acestor mecanisme. Sigur, mergând spre firmele IMM-uri, spre programele de startup, care au deja un istoric la noi, și
găsind domenii care pot să deschidă noi afaceri și noi activități în România ca să ducă plus valoare societății. Aceste lucruri sunt extrem de importante și trebuie să le promovăm. Cât de utile au fost fondurile europene, vedem în fiecare zi, adică fiecare cunoaște cel puțin o persoană, 2, 3, 5, care a accesat fonduri europene, care are o afacere pornită cu fonduri europene. Vedem în oraș, în Zalău, de exemplu, o grămadă de investiții făcute cu fonduri europene, deci nu putem să le contestăm valoarea. Domnule Terheș, aceeași întrebare. Dacă îmi dați voie, aș mai veni cu completare. Trebuie să mai combatem faptul că trebuie să și dăm bani acolo. În exercițiul financiar din 2007 până în 2017, România a beneficiat de aproximativ 31 de miliarde de euro. Față de pentru că n-am luat noi mai mulți, că puteam lua mai mulți. Exact. Deci prognoza făcută de instituții care făceam referire, ar fi interesant să fi spus dacă aveam o absorție de fondurilor mai mare, unde era. Dacă am fi luat și noi cât au luat, de exemplu, polonezii. Asta așa e. Față de o participație a noastră la buget de 12 miliarde de euro. Deci balanța economică, dacă vreți, a României este pe plus. Și asta este un lucru pe care trebuie să le explicăm cetățenilor, pentru că Uniunea Europeană creează plus valoare și ajută dezvoltarea societății. Domnule Terheș. Pentru a putea accesa mai multe fonduri europene care să fie aduse în România, ai nevoie de un set de valori și de acțiuni pe care să le pui în practică. Foarte multă lume asociază Uniunea Europeană doar cu fondurile europene. Înainte de a fi vorba despre fonduri europene, Uniunea Europeană s-a fondat pe un set de valori. Prin urmare, când ai intrat în această Uniune, este important să înțelegi valorile pe care tu de bună voie... Exact. Acestei Uniuni. Odată ce ți-ai împărtășit aceste valori și cea mai importantă este respectarea demnității umane, că de aici a pornit. Asta este ceea ce a făcut diferența între Uniunea Europeană și URSS. Raportarea statului față de cetățean, demnitatea umană, pe aceasta s-a clădit Uniunea Europeană, că de aici s-a pornit. Cum putem crea un sistem, o înțelegere statală, un agreement între state, astfel încât oamenii să nu se mai moară între ei? Creăm prosperitate. Când îți merge bine, nu mai ai chef să dai în cap nici vecinului, că o duci bine, nu? Ei, odată ce ai înțeles aceste valori îți creează o atitudine de raportare la ceea ce înseamnă birocrația de la Bruxelles. De dați exemplu Polonie, de exemplu. Polonia, în momentul în care a intrat în Uniunea Europeană, la fel a fost și cu Ungaria. Aia din ziua 1, după ce au intrat, din ziua 1, au știut cum se accesează fondurile europene, pe ce paliere se pot accesa, cine poate accesa, care e procedura, care e tot. Noi, după ce am intrat, abia atunci am aflat, noi, România, mă rog, primarii, cine, firmele, de exemplu, abia după ce România a intrat în Uniunea Europeană, s-a aflat despre aceste fonduri și cum... Atunci ne-am dezmedicit. Exact. Și aici venim, deci, setul de valori, atitudinea care generează valorile respective și aici venim la treia parte, la al treilea punct. Din discuțiile pe care le-am avut, și nu vorbesc teorie aici, vorbesc despre concluzii pe care le-am tras în urma discuțiilor pe care le-am avut cu persoane din mediul de afaceri românesc, cu oameni politici, lideri locali, regionali. Avem două carențe cu privire la accesarea propriu-zisă acestor fonduri. Blocaje la nivelul Bruxellesului și blocaje la nivelul României. Va fi obiectivul nostru acelor aleși în Parlamentul European să ne ocupăm de deblocarea acestor blocaje care există la nivelul Bruxellesului. Ce înseamnă blocaje la nivelul Bruxellesului? De exemplu, sunt situații când Comisia Europeană îți impune ca un anumit proiect, de exemplu, să fie verificat de o anumită firmă pe care ei o doresc. În momentul de față, pe Sălaj, încearcă să se aducă apă din județul Cluj, pentru că ai jumătate din județul Sălaj care nu are apă potabilă, mă rog, trasă prin conducte și toate cele. Ei, se lucrează la un proiect deja de 10 ani, am înțeles, poate este mai bine. Este unul dintre cele mai de exact. Deci pe lângă proiectul cu autostrada, e acest proiect cu aducerea apei. Ei, proiectul respectiv e blocat, de exemplu, în momentul de față, la o astfel de firmă. Unde unii spun că România ar trebui să contribuie cu mai mult decât a fost înțelegerea inițială, românii spun nu, că n-a fost înțelegerea inițială așa. Deci ai astfel de blocaje, ceea ce nu se întâmplă în situația altor țări. Aici va fi cumva obligația noastră, ca români, în Parlamentul European, să vedem exact cum putem elimina aceste blocaje de la nivelul Bruxellesului. Există apoi blocaje la nivel național al nostru intern. Și vedeți că lucrurile se leagă. De ce ne dăm noi cu stângul în dreptul? Pentru că noi am pornit când am intrat în această Uniune și ni s-a spus, pe de o parte, iar de partea cealaltă ne-am noi auto-inoculat ideea că suntem corupți, suntem mai rei decât ceilalți, suntem mai murdari decât ceilalți, nu putem sta cu ei la masă. Ne-am creat noi înșine un sistem
de reglementări care face imposibilă sau extrem de greu accesarea acestor fonduri. Îmi spuneau primari, de exemplu, că pentru proiecte destul de mari au nevoie de metri cub de hârtie, pur și simplu, să tipărească și să semneze pe fiecare conform cu originalul. Și întreb, bun, dar polonezii cum fac? Păi merg cu atâta dosar și cu un stick. Și noi de ce nu putem? Păi așa spune legea. Vedeți, ne-am creat noi înșine aceste blocaje. Sau poate ideea inițială a fost o idee bună, să nu să fraudeze, să nu se facă în concepul. Avem noi acest cult al hârtiei plimbate pe exact, la 10 persoane, știți, exact ce spunea și domnul Popan, această știți birocrație. Că este o vorbă, zice, morții se acopere cu pământ și vii cu hârtii. La fel a fost și aici. Dar uitați-vă blocajul pe care l-a creat în partea cealaltă. Și aici va fi, dacă colegul de platou a spus că PMP-ul se va veni cu un astfel de proiect, e lăudabil. Pentru că va trebui, asta e un obiectiv național care trece de barierele politice ale unui partid. Pentru că indiferent de cine e la putere, indiferent de afilierea politică a unui partid, într-o localitate sunt oameni cu diverse opinii politice și e în folosul comunității, nu se poate atrage aceste fonduri să se repare, să se facă o mulțime de lucruri în localitatea respectivă. Prin urmare, ar fi ideal, în opinia mea, ca după aceste alegeri, cel puțin pe timpul verii, să aibă loc o discuție națională pur și simplu despre ce se poate face concret pentru a ajuta la facilitarea obținerii mai ușoare acestor fonduri. Ce putem face noi din Parlamentul European și ce se va putea face pe plan național. Că numai în felul acesta vom putea reuși. Dacă stăm și ne omorâm unii pe alții și ne acuzăm unii pe alții, după cum ați văzut și astăzi, toate reacțiile externe cu privire la ceea ce se întâmplă în România, când tu mergi și îți pune greș propria țară în fața străinilor, niciun străin nu va veni să te laude. Vorbeai aici și fără referire și un lucru care trebuie subliniat. Faptul că trebuie să depășim etapa asta a politicii și să trecem la un nivel de maturitate, în sensul că trebuie să recunoaștem valoarea și trebuie să recunoaștem lucrurile bune pe care le fac alții. Și să până nu uităm rolul politicianului până la urmă, că noi ne-am cam obișnuit să asociem politica cu circul, iar politicienii să fie niște actori în această arena a circului și interesele noastre, a celor care le-am dat votul an la rând, mandat după mandat, a fost să fim niște spectatori care așteptau degeaba să vedem niște măsuri care să ne ajute, dar am văzut an la rândul aceleași spectacole. Exact și e bine spus, trebuie să înțelegem că noi suntem români, dincolo de orice, iar în Parlamentul European trebuie să dăm dovadă de unitate. Este un lucru care ne va defini și ne va consolida poziția în Consiliul Uniunii Europene. Știți, politica este pentru oameni și despre oameni. Și din păcate, din discursul public de astăzi, și am urmărit și ce au spus oficialii străini care au fost la Sibiu astăzi, omul, cetățeanul, a lipsit total din discursul public al oficialilor europeni. S-a vorbit despre stat, s-a vorbit despre instituții din nou, despre fel și fel de ideologii, ipoteze și abstracțiuni, dar a lipsit din discursul lor public omul și cetățeanul. Și aici e rolul, de fapt, a omului politic, de a găsi, în momentul în care vede o problemă, să găsească oportunități cum pot fi rezolvate problemele respective, tocmai pentru a ajuta în fond și la urma urmei cetățeanul. E extrem de importantă alegerile parlamentare din 26 mai, pentru că Europa trebuie să se redefinească. Și e un moment, dacă vreți, zero, în care trebuie să reașezăm politicile europene într-o lume a globalizării, că asta vedem toți, o lume tripolară dominată de puterile economice și militare. Și aici fac referire la Statele Unite ale Americii, China și Federația Rusă. Și atunci, sigur, dacă nu vom fi uniți și nu vom fi o voce unică ca să fim ascultați și respectați, poziția noastră e fragilă în continuare și interesul lor este ca Europa să nu fie o putere economică și un concurent pe piețele lumii. Pomenați amândoi mai devreme de birocrație. Întâlnim în continuare și în Zalău, să vă dau un exemplu de aici, situații de genul, nu știu, vedem afișe pe care scrie declarațiile online, se depun la etajul 1. Cam asta a însemnat la noi debirocratizare, adică scos tu acasă hârtia la imprimantă, asta e, în loc să o trimiți pur și simplu online și pe urmă vii iar la noi la ghișeu. Aici cred că ar trebui lucrat foarte mult la eliminarea acestei birocrații fără rost. Și o să vă întreb, ați stat foarte mulți ani în Statele Unite.
Cât de des te duci în Statele Unite la bancă atunci când ai o problemă? Te duci sau nu te duci la bancă să-ți deschizi un cont? Te duci sau nu te duci, nu știu, la diferite instituții când ai de rezolvat o problemă? Sau poți să comunici pur și simplu prin e-mail o viață întreagă? Când, în momentul în care îți deschizi un cont la bancă, te duci atunci că trebuie să-ți verifice identitatea și toată restul. În rest de, poate chiar dacă vrei să scoți cash, de exemplu, și nu mai ai la bancomat și trebuie să mergi acolo sau să... Dar în rest, absolut toată conlucrarea cu banca o faci pe telefon, pe e-mail sau online. Și nu... cu multe alte instituții. Exact. La fel cu instituții. Acum, eu am fost de peste 16 ani în stat. Prima interacție pe care am avut-o cu oficialii americani, după ce am ieșit din aeroport, unde, mă rog, când emigrezi, acolo treci printr-un proces de, de verifică și mergi cu un sac de documente din țara de unde pleci, ne-am dus, de exemplu, să-mi fac pașaport, permisul, cum era atunci ID-ul și îți dă un card cu Social Security, se numește. De CNP. Odată ce ai luat documentele astea, de exemplu, te muți la o altă adresă. Trebuie să schimbi adresa de pe ID. Nu te mai duci tu în persoană. Exact, exact. Ai trimis o solicitare, de exemplu, tu te-ai mutat la o nouă adresă, ți-ai schimbat utilitățile pe adresa aia, le-ai trimis la ea și le-ai spus începând de la data de sunt în adresa nu știu care, i-ai trimis un alt ID cu... Deci poate la 10 ani. Această comunicare. Exact, prin la 10 ani, de exemplu, trebuie să mergi tehnologiei. Eventual să-ți fac o fotografie nouă, că, mă rog, te schimbi. Deci interacția în 16 ani a fost 3-4 ori. Rețin acum aia, spuneam de Social Security, am interacționat cu administrația, cu birocrația respectivă, când mi-am pierdut cardul și a trebuit să merg să mă duc toate hârtiile, să dovedesc că sunt eu, ca să-mi dea un alt card, pentru că ăla e de genul... îl obții și l-ascunzi undeva în casă să nu știe nimeni de el că e... Dar altfel, tot ce înseamnă raportare între cetățean și oficial ai statului se face prin e-mail, telefon sau pe internet. Nu interacționezi direct. Și lucrul acesta scade corupția. Așa numită mica corupție sau ceea ce în studiile de specialitate poartă numele de greasing the wheel, să ungi roata, știți când... Acele mici atenții, domnule. Păi când, dacă care... suntem 10 aici care trebuie să aprobăm o hârtie, nu? L-am dat, vine un domn și spune, mă, știi ce, ia uite aici și ajută-mă să... Pentru că e tendința normală de a... să nu, ca și cum n-ai vrea să stai la semafor. La fel e și cu această birocrație. Cred că România aici are o oportunitate imensă cu românii din diaspora. Pentru că e una să ai o teorie, în idee, cineva care a trăit numai în România și a fost obișnuit cu sistemul acela birocratic moștenit din perioada comunistă, unde mutai hârtia de colo-colo și unul îi punea o ștampilă și o ducea înapoi. Din cineva păcate se întâmplă și astăzi în multe instituții. E necesar ca cineva să fi trăit afară și să vină înapoi și să spună să poate și altfel. Și cred că ar fi foarte multă lume deschisă dacă ar primi astfel de modele concrete. Din punctul acesta de vedere, eu sunt foarte încrezător că lucrurile pot evolua în mai bine. Vorbeați de Statele Unite ale Americii. Este cel mai important partener al Uniunii Europene și prin pactul NATO. Dar să știți că există tensiuni pe linia Bruxelles-Washington, pentru că există ceva divergențe pe anumite subiecte legate fie de NATO, fie diferite tratate prin care... armata europeană. Da, armata europeană, sigur. Armata europeană, din punctul nostru de vedere, ar fi o dublare a serviciilor pe care, serviciile de securitate pe care le asigură NATO. Deci nu-i găsesc rostul, cu toate că e o inițiativă a președintelui Macron și a doamnei Merkel. Sunt state care nu susțin această inițiativă și, pe de altă parte, e îndreptățit. O dublare a unor servicii implică și costuri financiare suplimentare și nu se justifică, mai ales că, dacă nu greșesc, 22 din statele Uniunii Europene sunt și membre NATO. Iar celelalte, n-aș vrea să greșesc, Austria, parcă Suedia, Finlanda, sunt parteneri NATO și au și un anumit nivel de protecție. Mai este un aspect vis-a-vis de această armată a Uniunii Europene. Chiar am citit câteva analize în ultima perioadă, pentru că subiectul a mai fost răsogolit în presa din vest. Pe lângă dublarea capacității NATO, problema se pune, când vorbim de armata europeană, cine o comandă. Pentru că în momentul de față, la nivelul Uniunii Europene, deciziile se iau prin consens. Adică dacă unul nu e de acord, blochează tot. Ce te faci, de exemplu, dacă o țară, vorbim acum ipotetic, să spunem că n-ar fi NATO, să nu fi protejat de articolul 5 din NATO, unde unul e pentru toți și toți pentru unul. Pentru unul, nu știu, te atacă cineva.
și ceri să te apere această armată europeană și unul zice, bă, eu n-am chef. Ce faci? Cine comandă? Vedeți? Dar din păcate s-a ajuns și vă dați seama pentru cine urmărește. În România e un bâlci, acum în momentul ăsta. Foarte multă lume nu înțelege importanța și miza acestor alegerilor parlamentare. Dar pentru cine are curiozitatea, de exemplu, să vadă ce se întâmplă în vestul Europei? Deci aici se bate în momentul de față, se setează niște direcții pentru ceea ce va fi și ceea ce va face Uniunea Europeană pe viitor. Pentru ce va fi viitorul nostru, ce va însemna viitorul nostru în anii următori. Dar, din păcate, noi tot timpul am considerat că suntem prea mici ca să contăm în această ecuație, prea mici ca să luăm cuvântul și să ne spunem părerea, că oricum sunt alții mai importanți care decid. Sunt două tipuri de oameni. Oameni care fac istorie sau oameni care fac parte din istoria făcută de primii. Luăm o scurtă pauză de publicitate, continuăm discuția noastră în 5 minute. Rămâneți alături de noi. Sunt Alina Rad, alături de mine în această seară domnul Cristian Terheș, candidat din partea PSD cu sprijinul PNCC de la alegerile europarlamentare și domnul Adrian Popan, candidat PMP la aceleași alegeri europarlamentare. Domnilor candidați, care credeți că sunt principalele trei priorități pentru România care ar trebui urmărite din Parlamentul European? De ce avem nevoie în primul și în primul rând, domnule Popan? N-am făcut referire până acum și consider un lucru extrem, extrem de important pentru Uniunea Europeană, este securitatea. Securitatea Uniunii Europene. Suntem geografic așezați într-o poziție că am trecut prin atâtea războaie, avem la frontierele Uniunii Europene conflicte. Tocmai această poziție strategică ne ajută, în ghilimele. Iar bunăstarea și performanța Uniunii Europene se poate face doar în siguranță, cu cetățeni care pot să-și desfășoare activitățile în siguranță și păziți oarecum și de conflicte și de atacurile teroriste, pentru că iarăși o latură extrem de importantă prin care Europa a trecut. Consider că o prioritate pentru Europa este securitatea. Dacă ar fi să trecem a doua prioritate pentru Europa, probabil politica pe care trebuie să o ducem cu cele trei puteri economice ale lumii. Și aici mă refer și fac referire din nou la SUA, China și Federația Rusă, care sunt interesate de a aduce negocieri cu fiecare stat, scoțând din ecuație Uniunea Europeană. Și aici mă gândesc că, de exemplu, Federația Rusă duce negocieri cu Germania pentru gazoductul Nord Stream 2, care îi creează o dependență Germaniei pentru față de Federația Rusă. De asemenea, China are investiții importante în Europa, în jur de 145 de milioane de euro, și dacă rețin bine, deține 4 aeroporturi, 6 porturi și 13 echipe de fotbal profesioniste. Deci, dacă iese să au ia decizii, au intrarea făcută aici și trebuie să fim atenți pentru că vor participa la deciziile economice și implicit la viața administrativă și politică a Uniunii Europene. Deci, unitatea Europei și iarăși un lucru care trebuie să îl stopăm este politicile populiste sau eurosceptici, dacă vreți, pentru că avem în spate un exercițiu Brexit-ul care ne arată că totuși Uniunea Europeană este fragilă. Și atunci coeziunea în cadrul Uniunii Europene, vocea unică pe care trebuie să o reprezinte Uniunea Europeană pe toate planurile,
consider că ar fi una dintre prioritățile pe care trebuie să le facă Uniunea Europeană. Domnule Tereș, care sunt principalele trei direcții? Știți, când ești într-o criză de identitate, da? E o criză personală, ceea ce se recomandă este să te retragi un pic din lume, mergi în mănăstire pe munte, undeva te închizi în casă și să faci un proces de introspecție. Adică înainte de a vedea unde vreau să ajung, ce mă gândesc să fac de acum în 100 de ani, să te gândești cine sunt eu, ce am fost, unde sunt și unde doream să ajung. Și cred că Europa în momentul de față are nevoie să facă un astfel de proces de introspecție. Înainte de a vorbi despre obiectivele pe care le dorim pentru viitor, unde să fim, e important să ne întoarcem la aceste valori fondatoare și la părinții fondatori care au venit cu acest concept absolut nou pentru și absolut vizionar pentru epoca respectivă după al doilea război mondial, să aducă la aceeași masă a discuțiilor, a înțelegerilor și a respectului reciproc și inclusiv a prosperității reciproce state care înainte cu 10 ani s-au omorât reciproc. Nu milioane de oameni s-au... Exact. Era un război. Exact. Ei, pentru a vorbi despre ceea ce dorim să facem, e important să ne întoarcem înapoi în trecut și să vedem pe ce valori s-a fondat această Uniune Europeană și dacă, într-adevăr, în decursul timpului, valorile respective au fost respectate sau nu. Concret acum, care în viziunea mea ar fi cele trei obiective? În primul rând, eliminarea dublului standard. Când vorbim despre dublu standard, multă lume deja știe că e vorba despre mâncare, că mâncarea cu aceeași marcă are o calitate în Germania mai bună și una mai proastă în România. Dar nu e vorba numai despre mâncare. E vorba despre modul cum ești tratat de la Bruxelles, modul cum tu din România ai acces la Bruxelles, modul cum businessurile din România, de exemplu, au acces pe piața vest-europeană și ușurința cu care businessurile din vestul Europei au acces pe piața din estul Europei. Prin urmare, există, dacă vorbim despre decalaje și despre diferențe între est și vest în cazul de față, e necesară eliminarea acestui dublu standard. Pentru că atunci când s-a creat această uniune, s-a creat pe ideea de unitate, de egalitate, de respect reciproc. Prin urmare, ca să poți cu adevărat să ridici estul Europei la nivelul vestului, în primul rând ai nevoie ca atitudinea acestei birocrații excesive care există la Bruxelles în momentul de față, față de țările est-europene, să fim tratați de la egal la egal. Ca să putem fi tratați de la egal la egal, e nevoie de oameni hotărâți, patrioți adevărați care să se bată în Parlamentul European ca România să fie tratată așa cum se cuvine. Al doilea obiectiv important pentru România în contextul de față, într-adevăr, este problema securității. Pentru că ai, pe de o parte, influența rusă, pe de partea cealaltă, inclusiv în cadrul Uniunii Europene, ficțiuni și fricțiuni între un interes al Germaniei pe de o parte, un interes al Franței pe de partea cealaltă. Prin urmare, suntem prinși aici între trei coloși care fiecare vrea, într-un fel sau altul, să controleze ceea ce se întâmplă în zona aceasta. Și mai avem încă un jucător. Nu mai fost de-a lungul istoriei, exact. Și ne-am mutat când cu unul, când cu altul. Exact. Deci acesta ar fi un al doilea obiectiv. Al treilea obiectiv ar fi facilitarea integrării României în Schengen. Am văzut bună oră astăzi declarația primului ministru al Olandei care spunea că să ne luăm gândul de la integrarea României în Schengen pentru că, în opinia lui, n-am respectat democrația și statul de drept. Poziția dânsului astăzi, cu ocazia summitului de la Sibiu, dovedește încă o dată faptul că actualul președinte al României, de bună voie și nesilit de nimeni din România, a oferit pur și simplu România vasală birocrației bruxeleze. Pentru că este inadmisibil când pentru a intra în Schengen, nu are de face cu Uniunea Europeană, ci cu Schengenul, unde sunt chestiuni tehnice. Să ai la vamă, la intrările în țară, sisteme de verificat, de scanat, de ce mai există pe acolo. Când le ai pe toate, să vii cu condiții noi, care toate sunt într-o țintă în continuă mișcare, nu mi se pare corect. Și face parte din același tratament al dublului standard, cu care, din păcate, România și oficialii români, mulți dintre ei, s-au obișnuit până recent când reprezentanții Partidului Social Democrat, a PNTS-ului și altor partide mai mici au vorbit că nu e oportun. Prin urmare, eliminarea dublului standard, problema securității și facilitarea integrării României în Schengen ar fi, în opinia mea, trei priorități importante pentru România în perioada care urmează. Vorbeați de dublu standard. Vă rog. Cu spațiul ăsta Schengen și ăsta trebuie redefinit. Pentru că cel mai bun exemplu este migrația.
în Uniunea Europeană. Știm foarte bine că ne găsim acum în situația de a gestiona un număr important de migranți. Poate prea mare, da, pentru a-i putea face exact față. Și asta este un minus a spațiului Schengen, pentru că nu ai o securizare a frontierelor. Implicit, porți de intrare în Uniunea Europeană este și România. Mai mult decât atât, știm bine că în Turcia sunt tabere care au în jur de 4 milioane de migranți care așteaptă o oportunitate de a ajunge în Europa. Sigur, asta aduce minusuri. Pe de o parte, poate exista o șansă la dezvoltare oferind o forță de muncă ieftină. Dar tot spațiul Schengen trebuie să-și securizeze frontierele și aici probabil parlamentarii PMP vor susține, există și o inițiativă a Poliției de Frontiere. Dacă tot vorbim de spațiu Schengen, o poliție a frontierelor care să fie supusă unei autorități unice și care să colaboreze cu polițiile de frontiere a țărilor membre a Uniunii Europene. Deci și spațiul Schengen ar trebui reformat și, bineînțeles, unul din prioritățile Uniunii Europene este aderarea la spațiul Schengen și a țărilor, cum e și România, candidate. Pentru că asta e un, da, e un subiect important. V-am spus, România este o poartă dintre Uniunea Europeană și spațiul Schengen crea oarecum o îmbunătățire a securității frontierelor. E un lucru pe care trebuie să-l milităm și e un subiect care ne poate aduce mai aproape de aderarea la spațiul Schengen. Aș vrea să fac câteva completări cu privire la acest lucru. Dacă vă uitați în decursul istoriei, fiecare stat care a dorit să-și mențină propriul teritoriu în siguranță, a căutat să, mă rog, pe lângă faptul că unii și-au construit ziduri, cum au făcut și chinezii, a căutat să mențină un anumit statut și o relație privilegiată cu vecinii. Adică, băi, de ce să am eu de-a face cu migranții? Hai că te ajung să-i ții tu cât mai departe de tine. Cum suntem, cum am fi noi, de exemplu, cu Ucraina? Mai ales pe situația cu sudul Ucrainei, unde care a fost atacat de ruși. Adică ori îi susții pe ucraineni să se, nu știu, să țină piept rușilor, fie nu faci nimic, să vină rușii până la Galați ca să ții tu piept cu ei. Atunci ce soluție alegi? Știți, la fel e și aici. Din păcate, politica Partidului Popular European la nivelul Uniunii Europene a dus în momentul de față întreaga Uniunii Europene la acest prag de aproape colaps. Pentru că avem Brexit-ul, avem un scandal imens de corupție în Spania. Am fost duminică acolo și am aflat de la românii care sunt acolo. E vorba de miliarde de euro delapidate de către Partidul Popular European și pentru motivul acesta la alegerile parțiale au câștigat socialiștii. Și avem în cazul de față situația Turciei, de exemplu. Gândiți-vă că în urmă cu câțiva ani, în întreaga lume musulmană, Turcia era singura țară cu democrație, unde oamenii votau un președinte într-o țară majoritar musulmană. Ar fi fost obligația oficialilor europene să se asigure că Turcia nu derapează de la ceea ce înseamnă democrație, lucru care nu s-a întâmplat. Și de ce? Rusia are interes ca Turcia să cadă pe mâna unui dictator, să spunem, cum ar fi Erdogan, pentru că e mult mai ușor să discuți cu unul decât să convingi milioane, zeci de milioane, sute de milioane de oameni într-o țară. Germania este șantajată de Rusia din cauza gazului. În loc ca Germania și Franța să fie ajutat, de exemplu, ca democrația din Turcia să se instaure, să se întărească, să se cimenteze. N-a făcut lucrul acesta. Și suntem unde suntem. Vedeți? Și după aia ne trezim dintr-o dată cu o problemă, cu milioane, sute, mii de mii de oameni, de migranți, care ajung la un moment dat în mijlocul Europei și ce facem cu ei? Și aici ne întoarcem din nou la această situație cu dublu standard. Că-ți vine Germania, de exemplu, și îți impune cote de migranți. Dar ei spun în felul următor, să vină toți migranții la noi, că noi îi primim pe toți și noi îi sortăm. Și bă, tu ce știi ce-ți faci? Păi eu sunt doctor, ești bun, vin aici. Dar tu ce știi? Păi știi, eu am fost măturător în, nu știu, în Afganistan. Păi tu te duci în România. Și aici e problema, știți, de modul cum se negociază lucrurile acestea. Duceți-vă aminte că președintele Iohannis spusese inițial, când a fost un summit similar cum a fost ăsta de la Sibiu, că merge și se bate să nu primi cote de migranți și a venit de acolo cu coada între picioare. Pentru că nu a avut această putere, această tărie de a sta și să negocieze ceea ce e favorabil acestei țări, cum au făcut alții, de exemplu. Domnule Popan, vreau să interveniți. Da. Nu împărtășesc întru totul ceea ce spunea domnul Tereș. M-aș duce puțin mai profund cu discuția. N-ar trebui să întărim Turcia ca să țină emigranții acolo. Probabil că conflictul din Siria și din Irak trebuia gestionat și ajutat
societatea civilă de acolo să depășească momentul și să stea oamenii acasă, la ei acasă. Pentru că într-o țară în care se întâmplă atrocitățile pe care le vedeam făcute de statul islamic, sigur a împins migrația asta. Iar dincolo de toate, sunt migranți și sunt apărați de anumite tratate vis-a-vis de universalității oamenilor. Ale oamenilor, exact. Și acum, cel mai bine și soluția elegantă era ca să le creăm condiții să nu se mai bată în Irak, în Siria și să încerce să conviețuiască acolo. Acum, odată ce ne-am găsit cu ei aici, sigur că îi avem în casă, nu mai putem să facem. Problema trebuie rezolvată cumva. Și atunci, sigur, una dintre axele ar fi elaborarea sau propunerea unor regulamente care să definească perimetrul migranților în Uniunea Europeană. Modul de a ședea în Uniunea Europeană, modul de a munci, drepturile care îi se cuvin și modul prin care putem să expulzăm înapoi în țările de origine. Asta este un lucru care se găsește pe agenda parlamentară Mișcării Populare. Pomeneați de dublul standard. De ce există? De ce permitem să existe? Suntem sau nu suntem dezavantajați în cadrul Uniunii Europene în raport cu cei mai puternici decât noi? Și dacă da, de ce? Domnule Terheș. De ce există? Știți, când citiți Tratatul Uniunii Europene, acolo se vorbește despre egalitate între toate aceste state care fac parte din Uniunea Europeană. Asta e ceea ce scrie pe hârtie. De la a pune în practică ceea ce scrie pe hârtie la situația concretă din teren, e nevoie de niște oameni care să ia ceea ce se scrie pe hârtie aia și să spună, bă, facem așa sau facem invers. Ca să faci acest lucru, ai nevoie de oameni cu coloană vertebrală care mereu să aibă în mintea lor faptul că politica se face, că în politică e vorba despre oameni și pentru oameni. Și mereu să ai în minte interesul binelui comun. Din păcate, de ani de zile, de zeci de ani de zile, exact cum spuneam și la începutul emisiunii, omul a dispărut din discursul public. Se vorbește numai despre profit, se vorbește numai despre afaceri, se vorbește numai despre stat, despre instituții, dar omul, individul ca cetățean a dispărut. Și prin urmare, ai o firmă, de exemplu, care vinde același produs în Germania, că aici e o chestiune de marcă, de trademark, cum se mai spune în business. Nu poți vinde aceeași mașină, să spui că e Toyota și tu să pui insigna de Toyota pe Dacia, de exemplu. Toyota are brandul Toyota, are o mașină obișnuită pentru clasa de mijloc și are o altă marcă, Lexus, de exemplu, pentru cei care sunt mai... La divizia de lux. Dar în spate e aceeași firmă. Dar oferă două mașini cu două calități diferite, sub branduri diferite. Și în cazul României, se oferă același produs sau marcă de produs, dar produsul în sine este mai slab în România decât în Întrebarea în mea era, de ce? De ce? Pentru că preocuparea este pentru fiecare firmă de a produce cât mai mult profit. Și cum poți produce profitul acesta? Fie ridicând prețul, fie scăzând costurile. Cum scazi costurile? Fie angajând oameni, forță de muncă ieftină, fie, mă rog, mai știți ca la asfalt, când bagă și în asfalt, nu bagă cât trebuie și atunci după un timp. Și noi de ce permitem, domnule Popan? Sigur. Piață de desfacere pentru produsele mai slab calitative. Ieșim și noi în străinătate, mai cumpărăm o ciocolată din Austria și ne dăm seama că n-are gustul pe care l-are cea de acasă. Nu avem reglementate aceste lucruri. Și sigur, unul dintre lucrurile care împing să apară acest dublu standard este profitul. Până la urmă totul se învârte în jurul banilor și cum poți să crești profitul unui produs. Sigur că au venit aici și eu mă găsesc în această postură companiile multinaționale pentru că salariul minim, da, era încurajator și permitea o marjă de profit mai mare. E, acum vedeți că și la noi salariile au crescut, marja de profit scade și atunci, sigur, fac rabat la calitate, la produse, la rețete, la înlocuitori, care să le creeze o marjă de profit. E, aici, probabil că
trebuie să intervină Comisia Europeană și sunt servicii de protecție a consumatorilor care trebuie să-și optimizeze serviciile pentru a verifica aceste produse. Și plecați spre sancțiuni. Probabil sistemele de calitate, acele ISO despre care am auzit și agrementele pe care le obțin în urma unor audituri, trebuie să fie mai dure și acolo unde produsele nu poartă neapărat o răspundere juridică. La alimente, sigur, mai pui un pic de lapte, mai pui, eu știu cum să pricep ei la ciocolată sau la ce ori mai fi, dar, încă o dată, mecanismele, și avem aceste mecanisme, trebuie să funcționeze și să se adapteze noilor tehnologii. Vedeți că vrem să promovăm tehnologia 5G. Trebuie să folosim acest sistem informațional atât în administrație, că la un moment dat făceam referire, știți, despre birocrația noastră. Da? Și noi, România, se găsește într-o postură oarecum mai aparte, pentru că avem una dintre cele mai performante infrastructuri informaționale din lume. Avem informaticieni, știm foarte bine, Clujul este un centru mondial. Și cu toate acestea, da, cărăm cele mai multe hârtii. Și ducem cele mai multe hârtii. Exact, în aceeași notă, trebuie să mergem spre cei care asigură calitatea sau controlează calitatea produselor ca să-și adapteze metodele ca aceste, să spun, fraude să nu fie permise. Domnilor, mai avem 2 minute la dispoziție. În 26 mai suntem chemați la vot. Un mesaj. De ce e important să votăm în 26 mai la alegerile europarlamentare? Domnule Terheș. Pe data de 26 mai va fi oportunitatea fiecărui român să aleagă sau să-i lasă pe alții să aleagă pe cine dorește să-i trimită în Parlamentul European să-i reprezinte. Românii adevărați care iubesc țara, poporul și neamul, patrioți adevărați sau niște slugi în fond și la urma urmei, oameni fără caracter, oameni fără coloană vertebrală, care n-au curajul să-și privească oponenții sau birocrații bruxeleze în ochi și să se lupte pentru țara lor. În situația mea, reprezint Partidul Social Democrat, am sprijinul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Toți colegii din echipa mea sunt români adevărați, patrioți adevărați, oameni care se vor lupta pentru interesele acestei țări, așa cum am făcut-o și până în prezent și pentru că vorbeam despre dublu standard. Pe data de 17 aprilie, de exemplu, s-a votat în Parlamentul European o astfel de rezoluție pentru a sancționa firmele care practică această metodă a dublului standard. Reprezentanții Partidului Social Democrat au votat pentru ca firmele să fie sancționate. Reprezentanții PNL-ului și a celor care au fost înainte în PMP, că între timp au plecat la USR unii, au votat să nu fie sancționate. Prin urmare, iată o oportunitate pentru fiecare român să aleagă. Vor români adevărați, patrioți adevărați, cum sunt cei din echipa PSD, să meargă în Parlamentul European sau oameni șterzi care merg acolo și uită de unde au plecat și pe cine reprezintă. Domnule Popan. Da, dați voi, pentru că așa a zis bunica. Sau... Sigur, este important ca să mergem la vot și asta este un exercițiu pentru noi românii ca să ne trimitem la Bruxelles oamenii importanți. Sigur, în fruntea listei Partidului Mișcare Populară se găsește Traian Băsescu. Eu spun cea mai vehementă voce politică din România, un om pe care și-l dorește și Europa, pentru că în pasul următor trebuie să ne gândim la Statele Unite ale Europei și președintele Traian Băsescu este semnatarul tratatului de aderare și un bun cunoscător al politicilor europene. În jurul dânsului e o echipă de oameni tineri, oameni profesioniști, oameni de valoare care pot să aducă plus valoare și o imagine bună României. Unul dintre comportamentele pe care România, Partidul Mișcarea Populară le promovează este că parlamentarii Partidului Mișcarea Populară nu vor vota niciodată împotriva interesului României. Domnilor, mulțumesc pentru prezență la această dezbatere. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Seară plăcută în continuare.